Doamne,
lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine. Mai mult ca floarea veșnică de stânci, să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii Tăi adânci. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava Sa. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe un levit de altarul Său divin, să n-am nici plug în voi, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine-n veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe o ființă smulsă de la greu, ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu Tine, Dumnezeu, cu Tine, Dumnezeu. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept, în inima de om ce-mi bate-n piept. Glasul meu striga aleluia, glasul meu îi dă slavă mereu. Îl ador, îl slăvesc pe Mesia, a murit, răstignit în locul meu. Îl ador și îl slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Cruce-a
Glasul meu strigă azi, Maranata, glasul meu laudă tot mereu. Pe acel ce aduce mântuirea, pe Iisus l-am ales ca Domn al meu. Îl ador și-l slăvesc, cu Iisus vreau să trăiesc, cu acela ce crucea mi-a purtat. Crucea străpunge chinul.
și noi, liber în Domnul, vreau să trăiesc, vreau să
Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit din nou la masa noastră aici, unde ne ospătăm cât putem de bine cu hrana sănătoasă a profeției biblice. Suntem la momentul când vom adăuga o rezoluție, o claritate asupra unei teme pe care noi am mai dezbătut-o. Însă, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp, în ultimile prezentări, facem niște reluări cu scopul de a aduce niște clarificări. Pentru că ne-au ajutat ultimile înțelegeri, astfel încât să putem să ajungem la lucruri finale de rezoluție a textului biblic. Este un lucru natural, aș putea să spun, dar nu banal. Și anume să ajungem la momentul când să putem spune asta este înțelegerea finală. Însă când zicem înțelegere finală, ne referim pe un segment clar definit. Adică în cazul cel mare a celor 1260 de ani și scurtarea lui. Așa se numește subiectul din seara aceasta. Nu ne referim la înțelegerea finală a întregului model. Mai e de muncă. Mai este de muncă și suntem foarte recunoscători Domnului pentru felul în care ne-a ajutat, a călăuzit lucrurile până la momentul acesta. Doar nu om crede că cercetarea Scripturii pe care o facem noi este în afara grijii, atenției și ajutorului pe care Dumnezeu îl dă. Ne încadrăm și noi, ca toți ceilalți care ridică Scriptura de pe noptieră, de pe masă, o deschid și încearcă să găsească cuvânt dumnezeesc. La fel suntem și noi, ca toți ceilalți. Doar că metoda pe care am aplicat-o și pe care v-am învățat și pe voi să o aplicați a dat rezultate. Și rezultatele au început să aducă satisfacții sufletești. Cred că asta vă bucură și pe voi. Îmi place să cred că sunteți și voi mulțumiți de cercetarea pe care o facem împreună. Iar în ceea ce privesc cele 5 luni, în seara aceasta o să aducem niște elemente, 5 luni din trâmbița a 5-a. În seara aceasta o să aducem niște elemente care vor avea darul să aducă o claritate mult mai bună, mult mai mare. Sunteți și voi în postura să puneți întrebări pe topicul acesta, da? Dacă aveți pe tema aceasta întrebări, știți ce faceți. Scrieți cuvântul întrebare cu litere mari, ca să putem vedea și noi mai ușor, și apoi scrieți întrebarea. Și în felul ăsta ne putem
ne putem sincroniza mai bine pe studiu. Lucia, care este aici prezentă la studiu, a zis așa: am încercat să urc pe YouTube videourile voastre și mereu îmi spune că ele sunt prea mari. Am mai pățit cineva așa ceva? Da, Lucia, în cazul în care contul tău este unul și eu am să mă uit chiar în momentul acesta, accesează canalul despre... Contul tău este făcut în 19 septembrie 2016 și nu ai nimic pe el, ca și abonați. Nu ai niciun abonat? Da, nu văd. Eu cel puțin nu văd. Din cauza că canalul nu are abonați și că este gol, este neutilizat pentru încărcare, îți spune că nu poți încărca materiale mai mari de o anumită greutate, de o anumită mărime. Și din cauza asta nu poți încărca decât să începi cu materiale mai simpluțe, mai micuțe. A venit și Sebi aici lângă noi, este prezent. Și vă salută și el. Bună seara, spun tuturor. Să știți că studiind ajungem la niște înțelegeri. O spun cu bucurie, eu cel puțin o spun cu bucurie. Da, asta le-am explicat și eu, așa, în vreo două, trei feluri le-am explicat, ca să se veselească și ei, pentru că noi, când ne dăm seama că am ajuns la o rezoluție finală, avem o mare satisfacție sufletească. Pentru că o zonă, o profeție înțeleasă până la capăt este o zonă limpezită în imaginea de ansamblu. Și cu cât avem mai multe zone limpezite în imaginea de ansamblu, este mai ușor să ne dăm seama ce direcție și în ce zonă trebuie să fie plasată o profeție, a cărei înțelegere sau nu este în posesia noastră în formă finală. În seara aceasta, subiectul acesta, necazul cel mare al celor 1260 de ani și scurtarea lui, evident că este tema pe care Domnul a explicat-o în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21. Eu zic să mulțumim și să începem studiul, prezentarea, da? Părinte, îți mulțumim pentru momentele frumoase pe care ni le așezi în față și îți mulțumim pentru posibilitatea de a studia, de a citi din Biblie, din cuvintele prorocilor pe care Tu le-ai lăsat pentru noi. Mișcă și înrăurește Tu orice suflet, Doamne, astăzi, ca ascultând aceste cuvinte să-și plece inima către Tine, să capete ce ai rânduit Tu pentru fiecare. Vino, Doamne Iisuse, fii slăvit pe vecie. Amin. Amin. Deci o să începem abrupt cu afirmația că cea mai chinuită, una dintre,
una dintre cele mai chinuitoare tematici pe care le-am avut de înțeles de studiat în Scriptură a fost chestiunea aceasta a întunecării soarelui și a lunii la capătul celor 1260 de ani. Pentru necunoscători vom afirma pentru început un lucru simplu, și anume că Sfânta Scriptură are în prorociile din cartea prorocului Daniel și din cartea prorocului Ioan o perioadă de timp care reprezintă 1260 de ani, exprimată în vreme, vrem și jumătate de vreme, în Daniel 7 și în Daniel 12 și în Apocalipsa 12, prin expresia 42 de luni în Apocalipsa 11 și în Apocalipsa 13 și în Apocalipsa 11 și 12, 1260 de zile, vorbirea aceasta. Iar această perioadă, după toată înțelegerea noastră, așa, după cum am luat-o în Scriptură, hai să dăm o afirmație formală a Scripturii, este alocată cornului aceluia din Daniel, această perioadă, da, în care el timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme, are ascendență asupra sfinților și biruiește, lucru care este pomenit și în Apocalipsa 13, de altfel. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule, i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Da? Această entitate lucrează și noi credem că se vorbește aici despre statul roman în faza sa ca stat al bisericii, de început cu aproximativul an 700, să zicem, 56-760 de la momentul donației pepiniene, moment, cum să zic, contestabil, ca să spun așa, istoric, deoarece nu există un document oficial care să se ateste, să se arate riguros că atunci a avut loc înființarea statului papal. Este important să facem, tot pentru necunoscători, o anumită precizare, și anume că statul acesta papal la care faci tu referire nu este altceva decât Imperiul Roman. Am spus mai devreme, da. O secundă. Imperiul Roman, în timpul căruia trăim noi astăzi. Va zice cineva care a făcut cât de cât puțină istorie că nu este adevărat, din cauza că Imperiul Roman nu mai există în istorie. Trebuie să rețină oricine următoarea afirmație, că acest Imperiu Roman, de la momentul când s-a impus ca putere și a preluat toată autoritatea și administrația pe care o deținea Imperiul anterior, și anume cel al Macedoniei, Greciei, da? De la momentul acela a trecut prin mai multe faze existențiale. A fost Imperiul condus de cezari, da. După aceea a fost Imperiul administrat de cezari creștini. Creștina, da. Da, Imperiul creștinat, care a avut capitala la Constantinopol și care a administrat puterea până în 1453. Da. În paralel cu această putere administrată de la Constantinopol în vest, Imperiul a fost administrat de către biserică, de către statul papal, da, acel stat despre care a vorbit Sebi și care este reprezentat prin cornul acela din Daniel capitolul 7. Și acum nouă ne este destul de dificil așa să acceptăm cu mintea că lucrurile stau așa, din cauza că de vreo 100 și spre 200 de ani, da? De vreo 200 de ani, hai să zicem de la Revoluția franceză încoace, toată această putere pare se cumva că este cu totul altceva decât ce a fost Imperiul Roman. Nu este altceva, ci este o administrare a puterii romane în timpul împăraților despre care vorbește Daniel capitolul 2,
vremea acestor. De ce este puterea romană administrată de mai mulți conducători? Avem monarhii, avem republici, da? Pe teritoriul acesta al Imperiului Roman. Din cauza că au legislație, paradigmă existențială, politică, socială, economică, similară, avem de-a face cu un imperiu divizat și condus de mai multe autorități, da? Că se numește Germania, că se numește Franța, Spania, țările de sus, țările de jos, că se numește România, că se numește Turcia, că se numește Bulgaria, Serbia și așa mai departe, Italia, da? Toate acestea au un numitor comun. Ele au preluat și sunt moștenitoarele și în exercițiu ale autorității romane. Deci am vrut practic să arăt, Flavius, că această perioadă a celor 1260 de ani, pentru cei care nu sunt avizați, da, fac această scurtă afirmație aici, încadrare cronologică profetică, există această perioadă a celor 1260 de ani când, pe de-o parte, a stăpânit Imperiului Roman, s-a dat ascendența asupra sfinților, da? Și ne referim la timpul statului bisericii, da? Statul papal. Există această perioadă a celor 1260 de ani când pe pământ Dumnezeu nu mai are alți martori care să dețină în ei mărturia gloriei, adică nașterea din Dumnezeu. Căci pe pământul ăsta au existat niște oameni născuți din Dumnezeu și autoritatea și dreptul lor executiv în materie de salvare, de adevăr, era asemenea lui Dumnezeu, da? Dumnezeu le-a dat dreptul acela să lege în cer, pe pământ, să ierte păcate, să vindece, să țină păcate. A existat pe pământ așa ceva, niște oameni, da? Dar în timpul celor 1260 de zile, Scriptura vorbește parabolică, există decât doi martori, și vorbirea e parabolică, referindu-se la simbolică, Scriptura, da, în sine, referindu-se la cuvintele moștenite de la cei care au avut Duhul Gloriei în ei. Cuvintele, da, de la lui Dumnezeu rămase doar pe celuloză și hârtie. Iar situația asta se întinde până în momentul în când Scriptura își încetează activitatea și prezentată în Apocalipsa 11, este prezentată cum se înalță la cer, este luată la cer, da? Cei lucrul doi ăsta martori. Este definitoriu pentru înțelegere. De ce? Fiindcă în momentul acela... Și fatal, dacă nu se ține cont de această realitate. Da, fiindcă în momentul acela începe era Duhului, da? Începe era Duhului plenar, când Dumnezeu direct descoperă tuturor ce intenționează să descopere. Aș vrea, dacă mai pui o dată imaginea dinainte, aș vrea să fac un comentariu, dacă vrei, așa... explicativ, omiletic, care să, prin care să arăt de ce doi martori. Vezi tu, când Domnul a venit în lumea noastră, printre noi, a avut de arătat ceva și de demonstrat ceva. Da. Și la 12 ani a făcut o afirmație cu privire la templul de la Ierusalim. A zis, sunt în casa tatălui meu. Indiscutabil că Mântuitorul trebuia ca să umple, asta spunea și profeția, să umple de glorie acea casă prin prezența lui, da, și toate popoarele să fi venit la Ierusalim, la templu și de acolo să ia învățătură. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Însă de la 12 ani până când s-a reîntors după botez în templu, ăștia, și când zic ăștia mă refer la conducătorii religioși, au transformat templul acela până la capăt într-o peșteră de tâlhar. Da. Așa că în forma cea mai abruptă și finală, casa de care trebuia să se slujească Mântuitorul pentru a face din ea polul luminii, i-a fost confiscată. Și atunci a trebuit să bată cu picioarele goale drumurile și cărările Iudeii și Galileei
Să învețe pe oameni prin dumbrăvi, prin bărci, prin dealuri cu măslini și așa mai departe. Și a rare ori, doar la sărbătorile care îl găseau pe Domnul în Ierusalim, că era poruncit de către lege, orice parte bărbătească, minim la 3 sărbători din cele 7 să se urce la Ierusalim, mergea la templu. Dar în cele din urmă, spre finalul celor 3 ani și jumătate, în faza cu Lazar, evita să se mai ducă la templu pentru că prezența lui în templu devenise atât de amenințătoare. Căutau să ia viața dacă era chiar acolo, pe față. Și nu sosise ceasul ca să se întâmple lucrul acesta. Așa că martorii erau oriunde în altă parte, dar nu în templu. Din cauza că acel templu fusese confiscat de niște ticăloși, de niște conducători religioși. Ulterior, după înălțare, lucrul acesta s-a extins la nivelul, adică martorii n-au mai bătut doar cărările Iudeii și Galilei, ci până la marginile pământului. Și Domnul s-a folosit de niște martori. Dar despre casa aceea a spus o vorbă. El. Se lasă pustie. Da. Da. Domnul s-a folosit de niște martori, iar martorii aceștia, tot Noul Testament confirmă că au devenit casa lui Dumnezeu. Hai să arătăm. E foarte important de spus lucrul acesta. De ce este important? Pentru că istoria se repetă, cum casa aceea de piatră de la Ierusalim i-a fost confiscată lui Dumnezeu și a fost umplută de niște tâlhari, tot așa această nouă casă pe care Dumnezeu și-a format-o, și anume din pietre vii, din oameni care aveau în ei Duhul, și această casă i-a fost confiscată. Hai să arătăm versete, ca să arătăm despre casa. Hai să arătăm versete. Zice, apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă a Duhului, o prorocie, preoție sfântă, să aduce jertfe ale Duhului plăcute lui Dumnezeu prin Iisus unsul, da? Noi arătăm doar formal, da? Da? El este stânca pe care s-a zidit această casă, da? Sau piatra din capul unghiului, da? Fără doar și poate, nu și există dubiu aici. Această schemă de la care ai pornit tu, că ai vrut să faci o paranteză când doream să arăt cei 1260 de ani și ai făcut la paranteză, la paranteză, la paranteză, la paranteză, Ne întoarcem la schema. Ne întoarcem la schema aceasta. În schema aceasta, casa lui Dumnezeu era formată din acele pietre vii. Da. Iar Dumnezeu avea în plan să se slujească de această casă, ca ea să fie polul luminii și strălucirii slavei sale în toată lumea. Da. Și la casa aceasta să veneau oamenii să ia învățătură și să facă parte din ea. Însă numai că ea a fost confiscată. A fost uzurpată, iar Dumnezeu nu i-a lăsat pe oameni fără nădejde, ci a lăsat pe cei doi martori. Numai că acești martori, ca în trecut, da, au rămas pe drumuri. Când această casă a lui Dumnezeu i-a fost confiscată, acești martori au rămas pe drumuri. Din cauza aceasta ei sunt înfățișați, îmbrăcați în saci, și 1260 de ani sunt ceea ce a lăsat Dumnezeu pe pământ ca dovadă a conducerii, a existenței și a voinței sale. Sunt martorii săi. În timpul ăsta mai se petrece ceva, da? Ni se arată că cei credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să locuiască într-un loc pustiu, într-o pustietate. Și vorbirea e parabolică, da? Se referă la faptul că e un loc arid, unde nu dă ploaie, da? Fiindcă cei doi martori au drept executiv de a închide cerul să nu cadă ploaie, da, în timpul prorociei lor, da? Și poporul este hrănit într-un loc pustiu 1260 de zile, o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, de partea de față a șarpelui, da? Noi am arătat în studii laborioase că aici ni se arată această stare de lucruri
care durează fix pe aceeași perioadă în care au de dat mărturia cei doi martori, da? Asta am arătat noi, da? Iar la capătul acestui timp profetic, a celor 1260 de ani, ar trebui să vină împlinirea celor prorocii pe care toți prorocii le-au arătat, că pustia încetează, zice, nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Este momentul când adunarea lui Dumnezeu, suma credincioșilor, fuzionează din nou cu Duhul, cu cum se unește, zice, un mire cu mireasa sa, așa se va uni Ierusalimul cu Dumnezeu, da? Dar vreau să arătăm un detaliu care nu e deloc lipsit de importanță, că există această prorocie care zice îndată după acele zile de necaz, cu referire la necazul celor 1260 de ani se vorbește aici, da? Zice, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Noi am luat acest detaliu, hai să arătăm și alt context, din Marcu, da? Același context. Marcu 13. Da, profetic, același context profetic, dar alt context scriptic e ăsta, da? Dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate, da? Și hai să arătăm și Luca 21. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Atenție mare de tot că acest Ierusalim din prorocie aici nu este Ierusalimul din așa grafică, nu, ci e vorba de creștinismul care este călcat în picioare de tot felul de oportuniști care pretind că sunt creștini și nu sunt. Da? Despre asta se vorbește aici, da? Iar această perioadă în care neamurile calcă în picioarele Ierusalimului... Tu ai făcut o afirmație care, pe stai care puțin, vreau soartă. Să... Ai făcut o afirmație pe care vreau să o explicăm. Această perioadă este perioada menționată aici, în Apocalipsa, cele 42 de luni în care Ierusalimul e călcat în picioare de neamuri, da? Ai făcut afirmația că Ierusalimul din Luca 21 da. Este creștinismul. Da. Într-o anumită secvență a existenței sale, și anume în cei 1260 însă de ani. Tu când spui creștinismul, te referi la poporul lui Dumnezeu care a intrat pe mâna unor excroci. Păi mă refer la ceea ce ar trebui să fie creștinism veritabil. Fiindcă Scriptura îl numește Ierusalim. Asta vreau să spun. Da, dar îl numește ceea... și călcat în picioare de niște străini. Da, tot Scriptura îl numește că ajunge la un moment dat Sodoma și Egipt, acel Ierusalim, în Apocalipsa 11, la capătul acestei perioade profetice. Ok. Asta, noi arătăm lucrurile acestea cu privire la această perioadă, dar ne concentrăm... Ia uite ce arată. Ne concentrăm pe afirmațiile din... Uite. Zice, atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Este extrem de importantă această afirmație a Domnului Iisus. De ce? Te rog. Dacă necazul acesta de aici, necaz așa de mare, se referă la cei 1260 de ani, să fie clar că nu va mai fi altul. Da, că nu mai există necaz mai mare ca acesta, da? Hai să arătăm. Însă, a nu se confunda așa. Faptul că necazul acesta nu este așa scos din context și general. Necazul acesta este în legătură cu poporul lui Dumnezeu. De ce spun treaba aceasta? Că va mai exista o nenorocire mai mare decât aceasta, dar nu în legătură cu poporul lui Dumnezeu, ci cu aceia care sunt aruncați afară, plânsul și scrâșnirea dinților. În anul al treilea mai lasă-mă, Ciro, mai lasă-mă rog, un pic, te rog, te rog. Nu sări. E foarte important, mulți fac confuzie și spun că necazul cel mare, chiar avem o întrebare de la Marius C.V., așa. O întrebare care sună chiar în felul acesta, zice acest necaz cel mare
e exclusivist raportat doar la rămășiță sau toți vom trece prin el? Dacă tu vezi, el îl plasează, da, el îl plasează în viitor. În viitor. Dacă are puțină răbdare... Însă... Dacă are puțină răbdare, Marius va înțelege ce-i cu acest necaz. Răbdare are, nu sunt convins că va și înțelege, dar asta e treaba lui. Okay. Însă, eu acum fac o afirmație pentru toată lumea, inclusiv pentru Marius. Necazul despre care vorbește Domnul în Matei și spune va fi un necaz, vorbește la viitor, normal că urma să fie necazul la momentul când vorbea Domnul, de-aia folosește viitorul. Eu acum când vorbesc despre necazul acela nu mai pot să vorbesc la timpul viitor, că necazul acela este în spatele meu. Dar noi trebuie să arătăm cu Scriptura. Și imediat o să arătăm. Astea, da. Însă trebuie să fiți conștienți de faptul că necazul cel mare, cum n-a fost și nu va mai fi, este doar în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Nu cu rămășița, cu poporul lui Dumnezeu. În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. Voi cunoașteți, dragilor, cei care ați studiat cartea prorocului Daniel, de la capitolul 10 la capitolul 12 inclusiv, ultimele trei capitole ale cărții sunt ocupate de o singură vedenie pe care Daniel a primit-o de la Dumnezeu în al treilea an al lui Cirus, împăratul Persiei, da? O vedenie care de altfel este foarte amplă așa istoric. Și însă ea... Da, conținutul descoperirii se întinde din vremea Medo-Persiei și până la venirea împărăției veșnic, cea a Domnului Hristos. Dar da? ea este amplă istoric. Însă ea tocmai ca să se creeze contextul și să se arate că în toată istoria de când au început să bată vânturile pe Marea Cea Mare, că despre asta este vorba, da? Toată istoria de când au început să bată vânturile pe Marea Cea Mare, doar ăla trebuie să fie numit necazul cel mare. Care ăla? Ăla când cornul cel mic, când împăratul de la nord intră în casa lui Dumnezeu și își pune el lucrurile spurcate acolo. Am auzit pe omul acela la întrebarea pe care o pun niște oameni, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni, am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Acesta este necazul pe care îl vestește prorocia și care în capitolul 11 spune așa, la vremea hotărâtă. Nu este articolul nehotărât, ci hotărât aici, la o vreme, zice. Nu, la vremea hotărâtă, adică când încep perioadele profetice, da? Va porni din nou împărăția împotriva împăratului de la miază zi, dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge mai înainte. Niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Și mânios împotriva legământului sfânt nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarce se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oși trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș al puterii, vor face să înceteze necurmatul și vor așeza urăciunea pustiitorului. Aceia din popor care vor cunoaște vor rămâne tari, înțelepții poporului vor fi învățați mulți, vor cădea pentru vreme, o vreme, loviți de sabie, de flacără, de robie. Ăsta e necazul cel mare care... potrivit jurământului marelui voievod Mihail, trebuie să dureze o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Casa lui Dumnezeu trebuie, ca așa se spune acolo, sfântul locaș al puterii, trebuie să fie uzurpat o vreme, două vremi și jumătate de vreme, da? Să stea în stare de uzurpare.
Însă, la modul general, prorocia ne arată că această, cum să zic, această vreme de necaz, noi am citat niște cuvinte din Marcu adineori, da? Zice, pentru că în zilele acelea va fi un necaz, care zile? Cele 1260 despre care vorbește prorocia, da? Zice, va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până așa și cum nici nu va mai fi vreodată. Zice, și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat cu un singur amendament aici. Din pricina celor aleși. Vorba Domnului către Moise, zice, bine, îți ascult rugăciunea fiindcă te cunosc. Nu așa i-a spus? Sunt unii aleși care trăiesc în cei 1260 de ani și din cauza lor, ca să scape ei, și care sunt ăștia, nu cei care trăiesc în timpul scurtat, în timpul care, în care sunt lăsați în pace? Calminter n-ar exista acei oameni aleși? Ar fi înghițiți de vii? Da. Ce, dar din pricina celor aleși, timpul acela va fi scurtat. Același lucru îl spune, dragii noștri, dacă ne uităm, și în Matei 24. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi, aceeași afirmație, da? Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Hai să citim mai departe ce scrie. Atunci dacă vă va spune cineva, iată, unsul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula unși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși, da? Iată că v-am mai spus dinainte, deci dacă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți, iată-l în odăiță ascuns, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Noi o să arătăm în studii viitoare foarte laborioase cei cu acest fulger și cei cu această venire a Fiului Omului. Acum nu stăm pe ea, vorbim de scurtarea timpului profetic. Și zice în continuare, îndată după acele zile de necaz, și aici e întrebarea, zilele de necaz, toate cele 1260 de ani sau după ce au fost scurtate? Că zice, dacă n-ar scurta Dumnezeu necazul acela, hai să arătăm și din Luca. Stai un pic. Înainte ca să din Marcu, pardon. Înainte ca să arăți, este nevoie de o explicație. Și explicația asta o facem cu ajutorul întrebărilor. Da. Cât durează călcarea în picioare a Ierusalimului? 42 de luni. 1260 de, de zile, da? Da. De ani. Zile parabolic exprimate, ani profetic înțeles. Da. Da, literal. În Apocalipsa 13 ni se arată că sfinții sunt dați în mâinile lor, în mâinile lor, da, o vreme, vrem și jumătatea unei vremi. Adică 1260 de în Daniel 7. Da? În Daniel 7 scrie treaba asta. Și în Apocalipsa 13 scrie. Nu scrie o vreme, vrem și jumătate de vreme în 13. Okay. Scrie 1260 de luni. Da. Da, 42 de luni. Da. Nu trebuie să creăm ceață și confuzie. Nu asta, creăm spune. Ceață, nu creăm confuzie. Uite, cele două versete le am aici la foc de mitralieră. O vreme, două vremi și jumătate de vreme sunt dați în mâinile lui. Tu ai folosit expresia asta, dați în mâinile lui, da? Da. Iar aici se spune, i s-a dat să lucreze 42 de luni și s-a dat putere peste orice seminție, peste orice norod și sfinții, și i s-a dat să biruiască poporul sfinților, așa zice în continuare. Ok, ok, continuăm. 1260 de ani, da? Da, se vorba de cei 1260 de ani. Când Domnul face afirmația că din pricina celor aleși zilele sunt scurtate, da,
Această scurtare are de-a face cu doar cu cei aleși. Și doar cu suferința extremă. Nu cu călcarea în picioare a Ierusalimului, nu cu perioada care este de 1260 de ani. Nu, ci doar... Deci a nu se înțelege că din 1260 de ani se mai scurtează de ani. Cât s-o scurta și mai rămân... 1000 de ani. Da? Nu, a nu se înțelege așa. Pentru că afirmația Domnului spune, din pricina celor aleși, ca să scape ei, da, zilele acelea sunt scurtate. În ce sens? Necazul, zilele de necaz sunt scurtate. Da. Vezi tu? Necazul este scurtat ca durată, clar. Despre asta este vorba. Ok. Hai să mergem mai departe. Ia uite cum zice Marcu. După ce face afirmația, nimeni n-a scăpat, dar l-a scurtat din pricina celor aleși, ce dacă vă va zice cineva atunci... Iată unsul este aici sau iată-l acolo, să nu-l credeți. Nu te-a trimis Dumnezeu pe nimeni ca uns al său în perioada aceasta. Toți cei care pretind că sunt unși de Dumnezeu în perioada celor 1260 de ani nu sunt decât niște șarlatani, niște trimiși ai dracilor. E clar lucrul ăsta până la capăt? Da. Că se vor scula unși mincinoși, spune Domnul, și proroci mincinoși. Vor face și semne și minus ca să înșele dacă ar fi cu putință chiar pe cei aleși, da? Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Și iau-te ce continuă, Domnul zice, dar în zilele acelea, după necazul acesta, după zilele de necaz, da? Să zicem că Dumnezeu a scurtat cu 150 de ani din cei 1260 de ani. Necazul, da? Dau un exemplu formal, da? Soarele se va întuneca. Întunecarea soarelui, a lunii, care nu-și mai dă lumină, stelele vor cădea din cer, da? Toată situația asta se derulează pe spațiu de timp al celor 1260 de ani, dar după scurtarea necazului. Asta vreau să arăt tuturor. Fiindcă acest semn dat de Dumnezeu, lăsat creștinilor, cu privire la soarele care se întunecă, luna care nu-și mai dă lumina ei, ia uite cum spune în Matei 24, da? Zice, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Noi așteptăm să se clatine și puterile cerului, fiindcă deocamdată doar soarele s-a întunecat, luna nu și-a mai dat lumina ei și stelele au căzut din cer. Da? Dar acea clătinare a puterilor cerului ne arată Scriptura ce va genera această clătinare a puterilor cerului. Prorocul Ioel o spune pe față, că Domnul răgnește din Sion, de se clatină. Hai să arătăm, da? Ce timp generos de pregătire i-a dat Domnul așa creștinismului. I-a dat 5 luni din cele 42. Din cele 42 de luni, cât creștinismul este încăput pe mâna unor balauri, tâlhari, da, a dat 5 luni, 150 de ani, 3-4 generații. Ai răbdare, Flavius, nu, ia ascultă, nu face afirmații fără ca întâi să arătăm cu Scriptura că așa este. Ba da, trebuie să fac afirmații ca apoi când vin cu Scriptura și dovedesc omul să zică da, mă. Hai să ne întoarcem la discuția noastră pe care am spus, la care era. Știi de ce trebuie să facem întâi afirmația așa ca o mică explicație și după aia să venim cu texte sebi? Pentru că cei mai mulți n-au habar, mă, de Scriptură și zic, bă, ăștia sunt doi nebuni care înșiră așa ca textele din Biblie cum ai băga covriș pe ață. Da. N-au nicio legătură textele astea între ele pe care le spun ăștia. Din cauza
cum să spun, ei spun că n-au nicio legătură, nu din cauza că n-au cunosc, legătură. Dar cei care cunosc Scriptura, cărora păi ne adresăm, noi, ce înțeleg? Nu, noi ne adresăm noi trebuie să ne adresăm la cei care sunt mai puțin experimentați, să devină și ei experimentați. Să vadă și ei, că dacă vorbim doar pentru profesori, doctori, universitari, mă duc și vorbesc într-o pungă și le dau să o asculte, 2-3 și cu asta am încheiat. Trebuie să facem afirmația din timp. Deci noi urmează acum să demonstrăm că puterile cerului vor fi clătinate. Sebi a zis o vorbă și s-ar putea să vi se să fi trecut ușor pe lângă urechea voastră, și anume că soarele, luna, stelele care cad din cer, toate acestea sunt semne pe care Dumnezeu le-a dat creștinilor ca să se trezească, pentru că urmează mare, 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 mare vai, al doilea vai, nenorocirea nenorocirilor. Și din cauza aceasta ei au fost somați dinainte să se trezească. Deci zice, îndată după acele zile de necaz, și am arătat, dragilor, că zilele de necaz despre care se vorbește aici sunt cele care au fost scurtate. Deci nu îndată după cei 1260 de ani, cum greșit am înțeles noi, ci îndată după zilele de necaz efectiv, care au fost mai puține la număr decât cei 1260 de ani. De ce? Fiindcă au fost scurtate numărul acelor zile de nenorocire cumplită, din pricina celor rale, spune Domnul, da? Zice, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Și ceea ce am încercat mai devreme să vă demonstrez cu Scriptura a fost să vă arăt că această clătinare a puterilor cerului este ceea ce ne stă în față. De ce? Fiindcă acea clătinare a puterilor cerului, potrivit lui Ioel, are loc ca urmare a vocii Domnului. Ia uite, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea, deci e aceeași perioadă de timp, da? În care se petrec aceste lucruri, da? Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul, da? Această clătinare a cerului și a pământului va fi generată de glasul Domnului când Domnul își va face auzită vocea, da? Asta arătăm noi. Și acum, după ce am arătat contextele acestea, Luca, hai să arătăm și contextul plin profetic al Apocalipsei, și anume ruperea peceții a șasea. M-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut din cer pe pământ cum ca smochinile verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Pur și simplu, prorocul aici spune în formă narrativă filmulețul profetic, parabolic, pe care l-a văzut în prorocie, da? În vedenie. Iar observați care e diferența între cuvintele pe care le-a spus Domnul, de exemplu în Matei 24, da? Și prorocul, care vede ca un film toate astea și le povestește, da? Domnul vorbea prin duhul prorociei direct despre evenimente, dar tot parabolic. În timp ce aici Ioan se vede clar că vede un filmuleț și îl povestește, da? Iar filmul profetic este fix același context, da? Care culminează cu cerul care se strânge ca o carte de piele pe care o faci sul, toți munții, toate ostroavele se mută din locurile lor. Ce e asta? Clătinarea cerului și a pământului din cauza glasului Domnului, da? Moment când toți împărații pământul, domnitorii, toți își dau seama că a venit ziua mâniei și se ascund în peștelele lor și în stâncile lor tâlhărești, unde își aveau ei obârșia, da? Adică în bisericile lor. Da? Asta este vorbirea prorociei. Însă am vrut, Flavius, cu ocazia asta să arăt detaliul acesta din Apocalipsa, capitolul 9. Ce e cu acea întunecare a soarelui, cel mai punctual, da? Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță. Noi știm că acest eveniment descris aici începe fix cu 150 de ani înainte, da? Înainte de revenirea Duhului. Da, înainte de revenirea Duhului. Sunt ultimele 5 luni din cele 42, da? Da.
Zice, a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și auziți, dragilor, soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Asta este soluția la vorbirea Domnului. Deci întunecarea care are loc la capătul anilor de nenorocire, tu ai observat că trâmbița a cincea, și ați observat, dragilor, că sunt trei vaiuri rostite. Uite, m-am uitat, am văzut un vultur care zbura prin mijlocul cerului, e Duhul Sfânt, da? Și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Așa. Dar dacă dăm înapoi puțin în toate astea, vom vedea că până atunci poporul lui Dumnezeu era cel vizat care suferă. Iar acum vaiurile se referă la modul general asupra locuitorilor pământului. Iar în trâmbița cincea se spune explicit. Și specific, ca să nu îi avătămeze pe cei care aveau pecetea lui Dumnezeu, da? Adică verdeața, copacii, da? Ci pe cei care n-aveau pecetea să-i vătăme, da? Această întunecare a soarelui și văzduhului este întunecarea despre care vorbește prorocia, că îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Hai să mai arătăm câteva contexte din Ioel. Deci, cu alte cuvinte, necazul pentru poporul lui Dumnezeu a fost curtat cu 150 de ani. Da, asta arătăm. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime. Și zice, ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui, pâlpâie flacăra după el, înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului, și după el este un pustiu sterb, nimic nu-i scapă, parcă sunt niște cai și alargă ca niște călăriți, vin huruit ca niște care pe munți și pârâie ca o flacără de foc care mistuie miriștea, par o puternică oștire gata de luptă. E clar că-s călăriții din trâmbița șase aceștia, da? Da. Tremură popoarele înaintea lor, toate fețele îngălbenesc, alargă ca niște război, nici se suie pe ziduri, fiecare își vede drumul, nu se abate din cărarea lui, nu se împic unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgezi, nu se opresc din mers, se răspândesc în cetate, alargă pe ziduri, se suie pe case, intre pe ferestre ca un hoș. Și acum ce fantasticul, spun eu, verset 10. Înaintea lor, înainte ca să vină ei, se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă, stelele își pierd lumina. Nu le-a pus chiar în ordine prorocul, observi? Da. De ce? Fiindcă zguduirea cerului, prorocul e singurul, e el care o plasează aici înainte de soarele și luna care se întunește și stelele care își pierd strălucirea, da? Însă această zguduire a cerului are loc fix în momentul în care se declanșează oștirea aceea de acolo. Exact asta arăt. Da, le-a așezat firesc atunci. Ok. Dar noi știm că această zguduire a cerului este după întunecarea soarelui, dar el spune că înainte de ei se petrec lucrurile acestea, înainte să vină oștirea aceea, da? Hai să mai arătăm din Ioel 2:31. După aceea zice Domnul, că chiar acum spune în continuare, rugați-vă și chemați pe Domnul, Domnul se va îndura de poporul său, zice, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea, voi face să vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum, și iau-te ce amintește,
că soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și care e ziua Domnului? Nu-i momentul când va turna Duhul Său? Clar. Deci înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, da? Hai să arătăm ce, cum să zic, că Scriptura nu face deloc rabat de la această terminologie a ei. Ia uitați-vă. Când arun mielul, ne întoarcem la pecete, ca să observați terminologia, da? De aceea ne întoarcem, da? Când arun mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut din cer pe pământ ca în smochinile verzi din pom, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sol și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Noi am arătat că la capătul întunecării soarelui, a lunii și căderii stelelor, este clătinarea cerului și a pământului de glasul Domnului, da? Și iau-te, zice, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați, cei puternici s-au ascuns și ziceau că des peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielui, că ce a venit, ce zice? Ziua cea mare a mâniei lui. Ei nu o să zică chiar așa, dar prorocia vrea, zice, ei chiar asta zic, dar nu vor să recunoască, știi? Prorocia o dă în alb. E de fapt ziua mâniei lui Dumnezeu, acel dies ire de prin regviemuri, da? Acea zi a mâniei, despre care Ioel spune că este precedată acea zi mare și înfricoșată, momentul când acele, Domnul vorbește. De acele elemente pe care Domnul le numește semne. Da, soarele. Flavius, este teribil cum lucrurile acestea se petrec sub nasul nostru și când zic al nostru nu mă refer la mine și la tine, ci a întregii lumi creștine. Și oamenii nu realizează că aceste semne deja s-au împlinit de 150 de ani încoace. E teribil lucrul acesta. Fiindcă nu mai trebuie decât acel tic-tac cosmic să-și însumeze până la capăt loviturile, da? Și când va ticăi ultima clipă a perioadei întunecimii despre care vorbea trâmbița a cincea, se împlinește ceasul când Dumnezeu vorbește, când a venit ziua cea mare a mâniei lui, da? Și când automat se declanșează acele fenomene de la capăt, clătinarea cerului, a pământului. E teribil lucrul ăsta, nu? Noi am arătat în studiu foarte... Să nu înțeleagă cineva că desființăm cu studiu din seara asta tot ce am spus noi înainte. Nu, tot modelul rămâne perfect așa cum l-am discutat, decât că se adaugă acest detaliu, și anume că acest semn cu soarele, luna, nu este înghesuit la capătul celor 1260 de ani, care ne-a dat atâta bătaie de cap și chin. Și este pe tot timpul celor 150 de ani din trâmbița a cincea. Acela fiind ceasul profetic, nu-i așa? Este vorba de acele timpul în care teoriile naturaliste au adus la existență fiara care se ridică din adânc, adică statul roman în forma sa actuală, da? Cu republicile, cu statele seculare așa cum le cunoaștem noi, da? Asta e perioada de întunericime despre care vorbește Scriptura. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Paralelismul, da, pe care noi l-am mai discutat odată aici, în studii, acum cred că vreo lună de zile. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, care? Cele descrise mai sus în Matei, cu soarele, cu da? Cu soarele, luna, stelele, da? Și tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.
cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ce te miri, Sebi? Pentru că în continuare, dacă citești despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Păi stai puțin, că afirmația e într-adevăr, poți să la timpul prezent, nu la viitor, că nu va ști nimeni. Zicea Domnul că da, nu știe nimeni în momentul ăla. Da, da, asta cum să spun. Dar pentru ce... Versetul ăsta de aici, ce te miri? Că versetul acesta de aici argumentează până la capăt și justifică dezinteresul masei uriașe a creștinismului pentru revenirea Domnului Hristos. Nu justifică ei prin căprării cu versetul acesta toate programele și toate activitățile despre care eu nu spun nici că sunt rele, nici că sunt bune. Spun doar că nu sunt ceea ce a spus Sfânta Scriptură că trebuie să fie. Sfânta Scriptură zice în continuare un lucru simplu de tot. Zice așa: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla la venirea Fiului Omului, în adevăr. Cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, în ziua când a intrat Noe în corabie, n-au știut nimic. Da. Acest n-au știut nimic se referă la toți sau se referă la cei dezinteresați? La Noe cei cum a știut? Cei dezinteresați, da? Flavius. A venit potopul, i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Ce să știți că dacă ar ști stăpânul casei... Hai să arătăm un lucru, un detaliu, Flavius, cu privire la semnele efective, da? Ia uite ce arată prorocia. Matei 24, zice... Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Cu privire la templu de în fața lor, da? El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Observi, ei întrebau care vor fi semnele sfârșitului. Care va fi semnul venirii Domnului Hristos, da? Iar Domnul le începe să le spune, băgați de seamă să nu vă păcălească careva, da? Căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt unsul lui Dumnezeu și vor înșela pe mulți. Nu l-a trimis nimeni, e unsul celui rău, nu e al lui Dumnezeu ăla. Că Domnul a zis, zice, vedeți că o să fiți păcăliți, că vor veni mulți care pretind că sunt unși trimiși de Dumnezeu, da? Că au Duhul Sfânt. Veți auzi de războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să întâmple, sfârșitul tot nu va fi atunci. Adică nu s-a astea semnele, da? Asta spune Domnul, da? Extraordinar. Nu s-a astea semnele. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe locuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi, dar... Toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor, nu e sfârșitul, da? Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, vor urâi pe alții, se vor scula mulți proroși, mincinori și vor înșela pe mulți. Din pricina mulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Cine va răbda până la sfârșit va fi salvat. Și uite ce spune Domnul ca semn. Unul din semne, zice, vestea aceasta bună a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Ăsta e semnul, da? Ăsta e unul din semne pe care le dă, da? Și eu întreb, când se face vestirea aceasta
pentru toate neamurile, nu în momentul când mesagerul acela din Apocalipsa 11 umple de glorie planeta? Nu în momentul când mesagerul acela... Ai din... zis Apocalipsa 11? 18 am zis. Umple de glorie planeta? Nu, 11 ai zis. 18 am zis. Ok, nu contează. Nu contează. Deci 18, nu 11. Da. Nu în momentul când mesagerul acela pune un picior pe mare și pe uscat din Apocalipsa 10 și jură că nu mai este vreme, nu ăla e momentul când vestea bună se desăvârșește și se vestește? Apocalipsa 14. Că zice, 6. Când a vorbit el, cele 7 tunete ale lui Dumnezeu au făcut să audă glasurile lor, da? Și pe urmă Domnul îi zice, când veți vedea urucinea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, a martat care e acel loc. E sfânta de pe pământ, e lăcașul lui Dumnezeu de pe pământ. Că Dumnezeu după cincizecime are adică, un locaș care are o parte pe pământ și unul în cer. Adică partea de pe pământ era formată din oamenii care aveau Duhul Sfânt în ei, născuți din nou... Da. Iar Sfânta Sfintelor era locașul din cer, adică îngerii, da, mesagerii perdeaua, lui Dumnezeu perdeaua, din cer, se rupsese dintre cele două lumi, da? Și a făcut din cei doi una, spune clar Duhul Prorocii, da? Iar acest loc sfânt nu poate fi templul de la Ierusalim din vremea aceea, deoarece Domnul cu ceva vreme înainte spusese clar, vi se lasă casa pustie, e adevărat? Zice, cine, de aceea spune cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, această Iudeea, repetăm, nu este Iudeea de acolo, ci e creștinismul autentic. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, cine va fi ca la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, vai de femeile care vor fi însărcinate de cele ce vor da țâță în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau în zi de odihnă, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii. Sunt zilele de necaz scurtate astea, da? Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Sunt cei 1260 de ani, dacă au fost scurtați ca nenorocire și intensitate, da? Calminte. Ce puteam noi acum 200 de ani să vorbim așa ceva ce vorbim acum? Ce ne înghițeau balaurii, băi băiatule. Ce ai, mă? Atunci dacă vă va spune cineva, iată unsul, am citit, da? Că se vor scula 11 noștri, tot să nu credeți, să nu credeți, da? V-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, că și cum iese fulgerul, da? Și zice, îndată după acele zile de necaz, acum începe să vorbească despre semne. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate, zice, atunci... Se va arta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Hai să arătăm ce e cu semnele acestea, că zice Luca că sunt semne. Și în Luca zice, învățătorile le-au întrebat ei, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul, da? Întreabă ei, da? Iar în Luca 21 zice, vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auză urletului mării și al valurilor, națiunile care mugesc în ăștia 150 de ani, da? Și au căutat. Și pe urmă zice, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor petrece, se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Deja în momentul când Dumnezeu deja vorbește, iar oamenii sunt năuci, în loc să înțeleagă ce vorbește Dumnezeu, da? De ce sunt năuci? Fiindcă e trâmbița șasea care are o lucrare de făcut. În opoziție cu lucrarea Duhului. Nu-i așa? Deci trâmbița a șasea, hai să facem un pic de rezumat. Da, fă-l, te rog, fiindcă apar niște modificări aici din cauza acestei aserțiuni. Trâmbița... Hai să spunem așa, din cauza faptului că întunecarea soarelui, a lunii și a stelelor despre care vorbește Scriptura ca semn, în pecetea a șasea, care se petrec după după acele zile de necaz, da? Da. Noi am arătat că aceste lucruri se petrec
în timpul celor 1260 de ani, dar în timpul în care necazul deja a fost scurtat, da? Da. Și am arătat că nu e altceva decât perioada în care acea întunecime din adânc acoperă firmamentul și soarele și totul, da? Da. Asta e pecetea a șasea, da? Da. Pecetea a șasea se suprapune cu trâmbița a cincea. Cu trâmbița a cincea, asta arătăm noi. Și se termină amândouă la momentul când se termină cei 1260 de ani. Și se aude glasul lui Dumnezeu, da? Da. La momentul când se termină cei 1260 de ani, se termină și cei 3 ani și jumătate cât trupurile celor doi martori zac întinse în piața cetății. Da. Și vine Duhul. Vine Duhul, da. Când vine Duhul, se rupe pecetea a șaptea, da, și sună trâmbița a șasea, a șasea, care durează din toamnă, așa, trâmbița a șasea, durează din toamnă, da, și până la ridicarea din morminte. Până la ridicarea din morminte, când până în primăvară. Când trâmbița a șaptea și când se rupe, când se varsă urgia a șaptea. Hai să arătăm că întunericul acela generat acolo este generat și paralele descris și de către urgia, de către urgia a cincea, da? În felul acesta, mai zăbovește un pic aici. Da. În felul acesta noi îi răspundem Gabrielei Brici, care zice această grădină, vorba despre Ioel capitolul 2, că înaintea lor țara arăta ca o grădină a Edenului, da, ce vrea să semnifice? A, bună întrebare! Hai să arătăm. Deci, Sebi a făcut afirmația că acele imagini din Ioel capitolul 2 sunt trâmbița a șasea. Da. Și că înainte de această trâmbiță a șasea, soarele se întunecă, da? Da. Trâmbița a șasea este declanșată de glasul Domnului care răsună din Sion, da? Această grădină a Edenului de aici reprezintă lumea Duhului. Reprezintă lumea verde care este aruncată în haos sau se încearcă să se arunce în haos de acele făpturi care scuipă fum, foc, pucioasă și așa mai departe. Aici descrierea, da, m-am uitat și în ebraică, la fel spune, da? Zice, în fața lui pământul, în fața lui devorează focul și în spatele lui o flamă arzândă. Ca grădina Edenului pământul în fața lui și în spatele lui o pustie dezolantă. Observi? Aici se referă... Voi ați înțeles e o comparație, nu zice că e grădina, zice ca o grădină. Deci că arată, era bine înainte, dar pe urmă a devenit mai rău. Nu asta vrea să arate că era bine înainte. Dar ce arată? Ți arăt imediat ce arată. Că este momentul când vine era Duhului, asta spun. Nu. Dar ce? Ai răbdare un pic, ca să pot și eu să vorbesc, că sunt mai încet în seara asta, sunt obosit. Am înțeles. Dacă ai răbdare cu mine, spun tot ce am în cap. Dacă n-ai răbdare, n-am timp. Te rog. Această comparație este ca o grădină a Edenului, da, face legătura cu ceea ce s-a întâmplat în Eden. Numai că de data aceasta este a doua tură. Nu, voi ați observat că... Nu e o personificare, Flavius, e doar o comparație, asta vreau să spun. Asumă, să mănânc cap și eu vorba asta până la capăt. Ți-am zis, ai răbdare cu mine, că sunt obosit. Această... Ați observat că acele făpturi din trâmbița, acei cai și călăreți din trâmbița a șasea, scuipă fum, foc și pucioasă. Acest fum, foc și pucioasă sunt elementele constitutive ale iazului de foc, ale morții a doua. Da.
Un element foarte important este pentru aceia care sunt pe spațiu, care trăiesc pe spațiul de timp al trâmbiței a șasea, ei sunt deja loviți de moartea a doua. Ei sunt deja afectați de fumul, de focul și de pucioasa. Ca în grădina Edenului. Asta este elementul care vine ca o comparație, că înaintea lor țara era ca o grădină a Edenului și după ei devastare, arsă și nimicită. Adică această posibilitate ca să vii de partea binelui, să primești Duhul, că este exact în timpul în care trupurile moarte primesc Duhul de la viață, de la Dumnezeu, care intră în ele și se ridică în picioare. Auzi ce spune aici Sebi? Da. Din cauza aceasta se pune în antiteză ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Când ceea ce era normal, frumos, verde, ordonat, bun, a devenit pârjol. Din cauza despărțirii de Dumnezeu. În era Duhului, despărțirea de Dumnezeu aduce pârjol, unirea cu Dumnezeu aduce reîntoarcerea în paradis, grădina Edenului. Ca element de comparație și de legătură apare acolo grădina Edenului. Eu așa înțeleg, eu așa văd lucrurile. Da, mă, termen de comparație. Iar la momentul, să arate că fac rău, aia. Da, iar la momentul ridicării din morminte, iazul de foc este în toată puterea și plinătatea lui. Fiara și prorocul mincinos sunt deja în iazul de foc la momentul ridicării din morminte. Voi ați observat treaba aceasta? Că Apocalipsa arată foarte clar când se vor sfârși miile de ani, împotrivitorul va fi dezlegat. Și acolo se arată că va fi aruncat în iazul de foc unde sunt prorocul mincinos și fiara. Asta este punerea în scenă a ceea ce am înțeles. Aurelii Firm pune o întrebare și zice așa: dacă la toamnă nu va fi nimic din ceea ce spuneți, aveți un plan B? Absolut. Numai un prost n-are un plan B. Dar stai un pic, că avem și un plan C. Asta nu știi tu. Și un plan D. Și E, și F, și G, și K, și L, și M, și N, și O, și P. Hai să ne întoarcem la anumite consecințe. Și până la capăt. Da? Ce vreau să spun cu această chestiune? Tu nu ai observat, Aurele, dacă ai mai fost pe platforma noastră din când în când, că această chestiune cu dacă nu e nimic din ceea ce spunem noi, am tot repetat-o ca experiență din 2016 încoace de câte ori, Sebi? Nu mai știu. De multe ori. De aici se poate trage o concluzie. Că ori ne ținem ca necatul de pai până când vom înțelege ceea ce a vrut Scriptura să descopere, ori ne place să ne jucăm cu chestiile astea, așa că n-avem ce să facem. Marțea, vinerea și sâmbăta. Deci o să ne jucăm până o să ajungem în poziția cea mai corectă, da? Zice, fiul omului, eu vreau să arăt niște detalii aici, că această înțelegere emite anumite consecințe asupra unor înțelegeri anterioare pe care le-am avut, da? Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune așa, vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necas pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toate oasta ta, ca și călăresc toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăz și care toți mânuiesc sabia, împreună voi scoate pe cei din Persia, Etiopia, Put, toți cei
cu scoip și coif. Asta e vorbire parabolică toată. Comerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noapții, cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine, pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai căre locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor, iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, aici tu cu toate oștile tale și multe popoare. Ultimii 150 de ani, trâmbița a 5-a. Asta vreau să arăt. Aceste, acele făpturi mitice din trâmbița a 5-a care au ieșit din fumul acela, sunt toate aceste, ca acestea, zice, împreună cu voi, pe cei din Persia, Etiopia, Piaput, Gomeru, țara Togarmei, da? Popoare multe, zice, cu tine, da? Și asta vreau să arăt, că există unii care au scăpat de sabie, ăștia scăpați de sabie, că spune, zice, n-ar scăpa nimeni. Din zilele care au fost scurtate. Dacă n-ar fi scurtate. Fiindcă cu privire la acele zile care au trebuit să fie scurtate, și ne întoarcem imediat la contextul ăsta, da? Cu privire la acele zile, Apocalipsa 13 spune un cuvânt. Ia uite cum spune. Cine are, zice, locuitorii pământului, i s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biruiască, da? Acelei fiare, da? Da. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă, peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat. Zice, cine are urechi să audă? Zice, cine trebuie să meargă în robie, va merge în robie. Care ucis cu sabia, ucis cu sabia va fi. Aici este răbdarea și credința sfinților. Traducerea e defectuoasă, se referă la sfinți care sunt dați la robie, cum zice în altă parte, ia uite cum zice. Zice Daniel. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți, unii vor cădea, zice, pentru o vreme loviți de sabie, de flacără, de robie și de jaf, da? E, această situație este chiar necazul cel mare. Chiar și din ce înțeles, morți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți, da? Iar această robie, acest jaf, această lovire de sabie, ne arată Ezechiel 38:8 că sunt unii care au scăpat de această robie, scăpați de sabie, zice, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseră pustii, dar fiind scoși din mijloc, vor fi liniștiți în locuințele lor. Deci aici se arată cum această venire a lui Gog cu oștile sale și care acoperă țara, vei fi ca o furtună, ca un nor negru, un negru care acoperă țara, este prezentat. Această acțiune e pregătită în preambulul venirii Duhului. Observi aici? Da. Ei încep în cei 150 de ani să-și pregătească aparatul de înșelare, de luptă, de război. Fiara și împărații pământului adunați ca să facă război. În urgia a 5-a, am arătat, n-am apucat să arătăm, da? În orgia a 5-a, am vrut să arăt, da? Hai să arătăm. Al 5-lea vărsa potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric, întunecarea soarelui și a lunii, da? Oamenii își mușcau limbile de durere, adică se arată rănile despărțirii de Dumnezeu, da? Au hulit pe Dumnezeu cerului din pricina durerilor lor, din pricina rănilor lor rele și nu s-au întors de la faptele lor, adică în loc să se întoarcă la Dumnezeu care îi
soma prin acest întuneric care a venit peste ei, da? Această întunecare a soarelui și a lunii ar fi avut menirea să le vadă ca pe semne, bă, nu mai e dragoste. Tu ai erau văzut cum semne. Vorbește poporul ăsta, Flaviu, zice, nu se semne. Mai poate, trebuie, nu se mai poate, zice poporul ăsta. Trebuie să fie ceva, să fie, da, nu mai merge așa. Se vede clar, e sfârșitul în lumii în aer, se simte, se simte că nu mai e nimic bun în oameni, da? Ei în loc se întoarcă la Dumnezeu, se întoarcă de la faptele lor rele, ei de fapt holez numele lui Dumnezeu. Și zice, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Această secare a râului Eufratului este generată în continuare în ăștia 150 de ani din cauza întunecimii, da? Când nu mai are sprijin desfrânata, când ăștia se întorc împotriva ei să-i mănânce carnea, da? Și pe fondul acesta există această ieșire a din gura balaurului, a prorocului mincinos, a duhurilor necurate care semnau cu niște broaste. Acestea sunt duhuri demonice care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Această faptă descrisă aici, Flavius... E clătinarea puterilor cerului. Nu, păi da, e clătinarea, ziua războiului celui atotputernic, da. În preambul sunt niște duhuri demonice care pregătește lumea pentru acel moment. Și asta fără nicio tăgadă sunt manifestările spiritiste care au început de la sfârșitul secolului trecut și până astăzi. Adică aparițiile acelea marianice și... De la Allan Kardec încoace. Da. Eu mă refer nu numai la spiritismul ăla... cum să spun eu, la toate, brut. La toate ci formele. Nu, ăla care se îmbracă în haină creștină, religioasă, că apare Fecioara Maria, că la Maglavi nu știu ce s-a mai întâmplat. Toate aceste manifestări sunt duhuri de dragi care au modelat lumea creștină și a strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon, adică la locul când ei se strâng în împotrivire și în rebeliune față de Dumnezeu. Da? Asta este momentul. Și Domnul arată că vine ca un host. De ce? Fiindcă următorul pas succesiv după întunecarea soarelui, a lunii, căderea stelelor, da? Acolo are zice că a secat apa Eufratului. Foarte... Ce înseamnă această cădere de stele aici? Despărțirea de credință a foarte, foarte multora care alminter ar fi crezut dacă erau alte circumstanțe, da? Să pur și simplu, zice ca un zmochin care scutura de un vânt puternic. Ce era vântul în proroce? Ca așa spune. Ca un duh. Zmochin. Duh, da? Care sufla în zmochinul ăsta, zmochinul fiind poporul lui Dumnezeu, vorbi parabolic, da? Din care cad zmochinele, știi? Observ, care își leapă de fructele. Vorbirea toată e parabolic. Că și descrie situația în care, cu care s-a confruntat lumea creștină în epoca naturalismului, a socialism-naționalismului, a comunismului, a capitalismului exacerbat pe care îl vedem, da? În care, care desacralizează totul, știi? Nu mai e nimic sfânt. Această situație este cea care descrie starea de întuneric în care zace lumea de 100 și ceva de ani. Și care nu e de altceva decât împlinirea celor semne, întunecarea soarelui, a lunii. Mai urmează ca surpriza surprizelor, când nimeni nu se mai așteaptă, să audă vocea lui Dumnezeu, care anunță solemn că nu mai este vreme. S-a sfârșit. Că se împlinește taina lui Dumnezeu până la capăt. Pe care nimeni nu o mai bagă în seamă, da? Și nimeni nu mai așteaptă. Ok, vroiam să arăt în legătură cu asta și Isaia, Flavius. Te în rog. Legătură cu 38 cu 8. Și apoi ne oprim. Zice, scoală-te și luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărații în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește, toți se strâng și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe.
Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine și visteriile neamurilor vor veni la tine. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromaderi din Madian și Efa, vor veni toți din Seba aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta, se vor sui pe altarul meu ca jertfă plăcută mie și casa slavei mele o voi face și mai slăvită ca cea dintâi, da? E aceeași vorbă ca în Mica, da? Zice, cine sunt aceia care zboară ca niște nori și ca niște porumbei spre porumbarul lor, căci pe mine mă așteaptă ostroavele, ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi cu argintul și aurul lor, în numele Sfântului lui Israel care te proslăvește. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar îndurarea mea am milă de tine. E Domnul care lovește Ierusalimul aici, care se îndură de el, da? Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre în tine bogăția neamurilor și împărații cu alaiul lor, căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi cu totul nimicite. Eu vreau să întreb pe oricine, Flavius, cine este acest Ierusalim despre care se spune aici? Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine, căci iată întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Fiindcă această realitate, nimeni alta decât Ierusalimul, așa parabolic cum apare aici, această realitate trebuie să-și aibă o împlinire istorică, această prorocie trebuie să-și găsească împlinirea istorică punctual într-o anumită formă, pe care să pui degetul și zic, uite băi, prăpăditule, la asta se referea prorocia. Exact, se referă la o mână de oameni care... Zice, ridicați-vă ochii împrejur și priviți, toți se strâng și vin la voi, fiii voștri vin de departe și viciile voastre sunt purtate pe brațe. Mă refer la cei care compun această grupă și că despre care Domnul urmește Ierusalimul său, Sionul său, pe care el se mâniase. E grozav. Și zice, ridică-ți ochii împrejur și privește. Când vei vedea, zice, aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima și se va lărgi, căci bogățiile mării ale popoarelor, adică se vor întoarce spre tine și vistieriile neamurilor vor veni la tine. Care sunt aceste bogății și visterii despre care vorbește prorocia? Sufletele prețioase înaintea lui Dumnezeu, da? Întunericul acoperă pământul. Acum se întâmplă și urmează ca slava Domnului să răsară peste acest popor mic și nebăgat în seamă. Asta vreau să întărim, să spunem cu cuvinte de curaj, Flavius. Cu mare speranță și nădejde, zice Ștefaniu, în această toamnă, prezența Duhului lui Dumnezeu este similară cu Daniel capitolul 2, unde lovește pietricica la picioarele chipului și în primăvara anului viitor are loc îndeplinirea din Daniel 12 și anume ridicarea marelui voievod Mihail. Nu. Vreau să spun niște cuvinte de nădejde, Flavius, înainte să plec la mixer acolo. Imediat. Imediat. În vremea aceea se va scula... înainte să citesc Daniel 12 cu... Nu vreau să fac un comentariu. În seara asta l-am blocat pe Ionut Săvulescu, care venise pe platforma noastră... Sub numele? Sub două nume. Oh. Da. E perseverent ca marea. Și... Hai să facem o șmecherie, îți propun. Ce? Fiindcă am văzut pe aici, pe chat, pe la noi, pe câte un superficial din ăsta, alias Săvulescu, da? Cum o chim vreunul? Uite așa, să-l blocăm și să-l pisăm. Știi de ce? Păi, tu vrei să faci înțelegerea asta cu mine acum? Da. Eu fac chestia asta de 7 ani. Nu, eu spun, ascultă de ce. Fiindcă
Doar în momentul când l-ai luat la ochi pe Săvulescu și l-ai presat în felul ăsta blocându-l, doar în momentul ăla a dat ce avea în suflet. Până atunci nu, da, cânta, ai văzut șarpele la căruia îi cântă ăia din flaut și uite așa dansa, că toată lumea era șocată ce fain dansează șarpele ăla. Dar în momentul când te-ai împotrivit lui, și nu e singurul caz în chestiune, da? Când te-ai împotrivit și ei arta vârful nasului, imediat și-a dat pe față tot veninul și nu mai contenește de atunci să demonstreze că cercetarea aceasta pe care o facem nu e corectă și nu e bună și are el alta mai deci bună. Vrei să spui că iei și tu pietrele de moară, iei ciocanele în mână și tu? Nu, îți spuneam să facem că așa ceva. Păi eu fac de 7 ani. Ah, okay. Vii la mine ca și cum ți-a venit o idee nouă pe care n-a făcut-o niciunul dintre noi. Eu de 7 ani fac așa. Eu de 7 ani scoș șarpi din coteț, iar și iar, iar și iar, iar și iar. Vino și tu să faci la fel ca mine, că unde-ți doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Ok. Tu îi lași așa, lasă-l săracu, e de-al nostru, are și el. Atâta poate. Asta e vorba ta, nu? Nu mă, nu poate atât, ai un șerpălan ticălos. Poate mult mai mult de atât. Și uite ce zice. Nu stă în picioare, nu stă în picioare înțelegerea voastră din cauza lui Daniel 12 cu 1. Cine citește să înțeleagă. Ce să înțeleg, mă? Tu nici nu știi să citești, dar mi-te să înțelegi. Că ia uite ce zici în continuare. În continuare, după ce te-am blocat, ai venit cu Gabi Miu și zici: nu mă mai blocați că vă stric planurile din planurile. Daniel 12 cu 1 și Matei 24 cu 21 vorbește despre, vorbesc mă că-s două, despre același necaz. Și dacă durează 1260 de ani, cum explicați, Daniel 12 cu 1, în vremea aceea se va ridica marele voievod Mihail și n-ai mai apucat să zici nimic, că miau, ți-am luat sonorul. Acum vreau să arăt pentru oricine să nu cadă în capcana acestui zmintit. El e doar vârful de iceberg al unei grupe de zmintiți. Necazul despre care Domnul vorbește în Matei 24 este necazul mare, cum n-a fost și nici nu va mai fi, care vine peste cei aleși. V-am spus asta și la deschidere. Necazul sau vremea de strâmtorare din Daniel 12 cu 1 nu mai are niciun fel de legătură sau impact împotriva celor aleși. Ce să zic că ție, băi, Săvulescule, dacă tu nici măcar atâta nu ești în stare să sesizezi? Nu știu, mă simt, cum să zice, băi, Sebi, cum mă simt? Frustrat. Frustrat că pierd prea mult timp cu tine. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail ca să ce? Că ce e? Ca să-i ocrotească. Ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, care? Cea care urmează dincolo de 1260 de ani, când toate neamurile cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, adică în vremea aceea de strâmtorare, da, când se ridică voievodul Mihail, poporul tău va fi salvat. Păi în Daniel 12, în Matei 24 se vorbește despre poporul lui Dumnezeu care este tocat, nu salvat. E alt necaz, nene. Acest necaz despre care se vorbește în Daniel 12 cu 1, arată clar de tot versetul. Este cel de afară, de unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Da, este un necaz. Un timp, pentru cei care nu sunt scriși în carte. Care n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Și care e vremea aceea? Când se ridică marele voievod Mihail. Deci e un necaz care n-a fost așa ceva până atunci. E alt necaz, da? Dar pentru cei care urmăresc cu bucurie și așteaptă revenirea Domnului Hristos, vreau să le citesc 10 versete din Isaia 35, tot capitolul acesta.
Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul, se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelui și a Saronului, vor vedea slava Domnului, mărăția Dumnezeului nostru. Pustia aceasta este țara lui Dumnezeu pustită, da? Întăriți mâinile slăbite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va salva. Atunci se va deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate păraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Repet, această mare de nisip, acea pustietate este țara pustiită de urăciunea pustiitoare, da? E țara lui Dumnezeu care a fost pustită, da? Vorbirea e parabolică, se referă la cei credincioși, la creștinismul autentic care a fost pustit și care se va preface în izvoare de apă. Arată clar Ioan Evanghelia cei cu aceste izvoare de apă. Din inima lor se vorbea, zice, vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura, vorbea despre Duhul care aveau să-L capete cei ce aveau să creadă în El, da? În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură în locul acela unde își avea împărăția fiara, da? Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să rătăcească. Ce cuvinte încurajatoare sunt astea, Flavius! Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică. Deci nu vor mai fi împărățiile astea tâmpite care au călărit familiile de oameni. Nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea. Cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. V-am pupat! Încredeți-vă în cuvintele acestea, dragilor. 20-23, final and new era, zice așa. Dar în această toamnă va începe sfârșitul. Da! Adică Matei 24:14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită tuturor neamurilor ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Va începe în această toamnă, Apocalipsa 14:6, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului. Și el striga: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Și apoi a urmat, și apoi, acest apoi, și un alt înger, al treilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare. Am inversat cele două solii între ele. În greșeală, sunt obosit. Dar în felul ăsta am vrut să răspund și Anei Nicolae, care zice așa: cât va dura iazul de foc? Doar pe perioada celor 2300 seară dimineață sau pe veșnicie? În cadrul noii ere, adică a veșniciei, 2300 de zile, atât va dura iazul de foc. Acel
Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, este în opoziție, așa cum am prezentat în studiul de data trecută, este în opoziție cu cei care, din Apocalipsa 7, sunt ziua și noaptea în templu și slujesc lui Dumnezeu. Urmăriți studiul acela, unde am explicat foarte limpede aceste elemente. Dragi prieteni, subiectul din seara aceasta considerăm că a fost suficient de bine explicat. Am ajuns la finalul studiului. Vă mulțumim pentru like-uri și dislike-uri. Vă mulțumim pentru comentarii. Mulțumim și pentru întrebările care au venit pe această temă. Vă dăm întâlnire cu ajutorul Domnului la sesiunea de studiu de vineri, la ora 21. Și până atunci vă spunem la revedere. Curge apă vie, iată eu voi face.
face, eu voi face lucruri noi. Strălucire de șarte.